Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de vinere a Consiliului Județean Dâmbovița s-au aflat și trei informări, dintre care două de maximă importanță. Informare privind activitatea desfășurată la Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Dâmbovița și informare privind rezultatele acțiunilor de control efectuate în perioada septembrie-octombrie 2012 asupra activității desfășurate la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște în perioada 24 februarie 2011 30 septembrie 2012. Cu doar câteva minute de a ajunge la aceste puncte de pe ordinea de zi, consilierul județean PDL Marina Antonescu a anunțat în numele tuturor colegilor că trebuie să se retragă la ora 17 din cadrul ședinței. Replica președintelui Consiliului Județean Dâmbovița Adrian Stoianu nu a întârziat să apară, spunând că cei 13 consilieri județeni ai PDL se retrag cel mai probabil pentru o ședință de partid. Adrian Stoianu, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, nu a omis un lucru și l-a transmis consilierilor PDL să-și însușească informările de la mapă, pentru că ele vor fi dezbătute pe larg la următoarea ședință ce va avea loc peste două săptămâni. În perioada septembrie-octombrie 2012, două comisii de control din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița, în care au fost cooptați reprezentanții ai Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița, au desfășurat acțiuni de control asupra activităților desfășurate la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște. Controlele s-au desfășurat în baza deciziei numărul 3 adoptată pe 28 august de Consiliul de Administrație al Unității Sanitare menționate mai sus, adică Spitalul Județean de Urgență Târgoviște. S-a efectuat un control pe linie economico-financiară, resurse umane, aprovizionare, inclusiv asupra modului de îndeplinire a atribuțiilor de către membrii comitetului director și a managerului. În urma acțiunilor de control, deficiențele constatate au fost structurate după cum urmează. Au fost încălcate dispozițiile legale referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică, în sensul că nu s-a întocmit programul anual al achizițiilor publice. Neîntocmirea acestui program anual al achizițiilor publice conduce la sustragerea achizitorului de la verificarea pe care o face Unitatea Centrală de Verificare a Achizițiilor Publice. Astfel, s-au încheiat în mod nelegal un număr de 3 contracte de achiziție directă de lucrări în cursul anului 2011 cu o valoare totală de 43.180 de euro, iar în anul 2011 un număr de 17 contracte achiziție directă de lucrări cu o valoare totală de 232.579 euro. Pentru toate aceste contracte nu rezultă modul cum s-a estimat valoarea lucrărilor. Această modalitate de lucru a fost practicată și în ceea ce privește achizițiile publice de servicii, în acest caz fiind încheiate două contracte cu o valoare totală de 26.603 euro, servicii amenajări spații verzi. Și se pare că neregulile nu se opresc aici. Cu privire la achiziția de produse, respectiv cartofi, pentru acest produs s-au cheltuit 26.000 de euro pentru o perioadă de 5 luni ale anului 2011, fără a se organiza procedura de licitație. Și în cazul în care a fost organizată procedura de achiziție publică, contractul a fost atribuit unor ofertanți care nu îndeplineau condițiile legale. Se pare că la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște asistăm la o încălcare gravă a prevederilor aplicabile achizițiilor publice și mai mult, această unitate spitalcească avea personal calificat în acest domeniu. Totodată s-au contractat servicii de consultanță în valoare de 64.456 de lei.